Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi veți vedea câteva interviuri în exclusivitate, informații cu un mare conținut emoțional, plus câteva momente absolut adorabile. Până atunci însă am primit acum o jumătate de oră un mesaj efectiv îndurerat al Danei Roba, care, din punctul meu de vedere, a trăit o secvență de-a dreptul scandaloasă de viață. Și am spus mai devreme la știri că, din punctul meu de vedere, fetele ei au fost supuse unui abuz emoțional din partea celor care fac parte din familia acestor fete. Dana Roba vine chiar acum în fața dumneavoastră în exclusivitate cu amănunte teribile, aș putea spune. Dana, ești alături de noi? Bună, Cristian, bună, sunt alături de voi aici. Sunt fața studioului, am cei de la mobilă să conteze ceva și sunt în mașină, aștept să termine, dar sunt foarte supărată. Sunt foarte supărată că tatăl meu m-a rugat să iau legătura cu fosta mea soacră și să o las, pentru că ea nu are nicio vină faptul că fiul ei m-a lovit cu ciocanul în cap și că a vrut moartea mea. Că ea este o femeie deosebită și așa mai departe. N-am vrut să ascult de tatăl meu în prima fază, după care am zis, bă, hai să încerc, să vadă că nu sunt o femeie rea. Și tot au insistat că vor să aibă grijă de fete, că vor să mă ajute cu fetele, că vor să... Bineînțeles că am acceptat, după care, m-auzi, Cristian? Da, da, te aud foarte bine. Așa, după care au venit acum două zile, după, am lăsat-o să ia pe Selin de la grădiniță, a stat 4 ore la ei, 4 ore, când am coborât scările Selin să iau pe fată, mi-am zis așa, vrei să urci tu sus la bunica? Nu, nu-mi doresc, să nu mă pui să urc acolo, eu nu vreau să merg, eu nu-mi doresc, nu vreau, nu știu ce, în fine. A coborât cu fostul meu socru pe scări și a zis Selin, bunicu, secretul ăla pe care îl avem noi n-am să-i spun la mama. Și a spus Selin, mama, nu trebuie să te superi, că eu, mami, are și ea un secret cu Chantal și nu trebuie să-mi spui, că nici noi o să spunem ție. Eu am spus doar ca să o motivez pe ea să-mi zică. Bineînțeles că fata a urcat în mașină și a început să-mi zică, mami, știi ce mi-a zis mie bunicu? Că ți-ai meritat ciocanele în cap de la tata ăla vechi. M-am uitat așa, îmi poftim? Da, te merita ciocanele în cap, că au zis că tu ți-ai găsit iubit nou. Și să-ți mai spun ceva, tata nu este la pușcărie. Zic, nu, nu este la, de unde este? A zis că este la spital și tu mă minți pe mine. A zis mama, mama acum trebuie să meargă la ședință cu părinții la Chantal. Mama nu te minte. Mama promite că îți spune adevărul și doar adevărul. Omul ăla a vrut să mă nenorocească, a vrut să mor. Deci eu am fost moartă și am înviat. Domnul Iisus, tu ții minte când am venit eu după tine la sat, cum arăta mami cu baticul ăla în cap și cum era mami cu așa în cap și mai departe, cum era mami cheală? Da, ții minte. Știi că ții minte când tatăl tău m-a bătut de față cu voi? Da, ții minte. Ok. Și de ce minte că e la... Nu, tatăl tău este la pușcărie. Deci nu este la nici spital, este la închisoare. Dar mama merge la ședință cu părinții și vine acasă și o să se explice lucrurile, că acum nu am timp. Am ajuns acasă și a spus Bonei, la bunica eu am plâns foarte tare, bunica m-a făcut să plâng. Și Bona a zis, de ce te-a făcut să plângi? Nu pot să-ți spun, pentru că dacă o să spun, tu îi spui la mama. Nu, nu-i spun la mama. Și bineînțeles că aseară am luat-o pe fetiță, pentru că eu sunt cel mai bun psiholog pentru copiii mei. Am luat-o pe fetiță deoparte și am spus, Selin, am vorbit cu vecinii unde ai fost tu la bunica și mi-au spus vecinii că te-au auzit plângând foarte tare. Dar eu am întrebat-o pur și simplu ca și cel mai bun psiholog, ca o mamă. Și am zis, este adevărat că te-au obligat să vorbești cu tatăl tău ăla vechi de la închisoare? Și a început să plângă și a zis, da, m-a forțat bunica să vorbesc cu el, el a sunat și m-a obligat să vorbesc cu el, eu nu am vrut să vorbesc cu el, promit. Și a zis, te rog frumos să-mi spui adevărul și te rog frumos. Și Chantal când am auzit, a zis, eu nu vreau să stau în cameră și a zis, vreau să-ți spun, dar să fim numai noi două în cameră. Am rămas doar noi două în cameră și am discutat. Deci vreau să-ți spun, noaptea minții, ce mi-a zis fetița ce s-a întâmplat 4 ore acolo la socrii mei. Niciodată în viața mea, fetița mea când va fi minoră, nu va mai călca piciorul ei în casă. Niciodată. A sunat ea de la închisoare și bineînțeles au început să-i spună că mama ta este o așa, nu vreau să spun cuvintele la ora asta, mama ta este o femeie foarte rea, bineînțeles că Selin a spus că nu este așa, că mami nu ne bate, că... și am zis Selin,
Tu ai spus că mama, că Beni o iubește pe mama? Da, a vorbit foarte urât despre Beni. Ce a vorbit despre Beni? Că Beni este un ex, că să nu mă comport frumos cu Beni, că să-i vorbesc urât lui Beni. A spus, mama, nu poți. Cum este Beni cu noi? Și a spus, eu i-am spus că Beni o iubește mult pe mami. I-am spus la tata ăla vechi că Beni o iubește pe mami și că se vor căsători. I-am spus. Și ce s-a spus? A spus că nu e normal, că să nu îl iubească pe Beni și așa mai departe și nici pe mine să nu mai iubească. Bineînțeles că azi dimineață n-am mai putut, am sunat-o pe fosta mea soacră, deși am blocat pe toți pe telefon, am deblocat-o și am sunat-o și am spus, ce ți-am spus eu ție când ți-am dat fata, să nu faci așa ceva. Lasă, Dana, trebuie să ierți și tu. Gândește-te că el este tatăl ei. Nu este el tatăl ei. Nu-i tată cine te face și te omoară cu ciocanul pe mama. E tată cine te crește. Sunt foarte supărată, Cristian. Deci vreau să spun că mi-a... Nu mai pot. Sunt extrem de supărată pe acești balaciu ordinari care vor să-mi distrugă mie viața. Balaciu Rozalea, balaciu Nicolae, balaciu Marius. Toți acești oameni nu mai vreau să mă contacteze niciodată dacă nu am să le fac la toți plângeri penale. Nu există. Deci sper că acești oameni să mă lase în pace și copiii mei sunt ai mei, nu sunt ai lor. Roza, fosta mea soacră, să aibă grijă de băiatul ei de la închisoare, nu de copiii mei, care sunt niște copii extraordinari, iar eu sunt o mamă deosebită și o mamă extraordinară care mă lupt pentru copiii mei de dimineață până seara. Atât școlile private pe care le plătesc, cât și grădiniță și așa mai departe, tot ce fac pentru copiii mei. Cum își permite o astfel de femeie și o astfel de familie și socrul meu, care este cel mai rău om din lume, care ține cu fiul său. La, lasă că doar nu te-a omorât, îmi spunea soacra mea azi dimineață. Lasă, acum iartă și tu. Draga mea, faptul că eu am venit cu copiii la voi în casă este faptul că am iertat și am iertat pe tine ca femeie, că ok, n-am ținut cont de treaba asta și am vrut să mă ajut la creșterea copiilor, că tu vrei să vezi copiii, că vreau să fiu o mamă bună. Și tu așa îmi faci mie. Pui pe Selin să vă obligi pe Selin. Selin m-a obligat, m-a forțat. Eu n-am vrut să vorbesc cu el. Mama a promis că eu n-am vrut să vorbesc cu el și m-a obligat să vorbesc cu el. Pe bune? Pe bune? Deci, Dana, eu vreau să rețin lucrul următor. Sigur că domnul Balaciu senior este tatăl unui băiat și e normal ca cumva să-și dorească binele băiatului. Dar eu cred că din punct de vedere legal, supunerea unor copii minori de această vârstă unei asemenea experiențe trebuie făcută într-un mediu controlat. Eu cred că legea sau un legiuitor ar trebui să reglementeze această întâlnire, pentru că ori și mama cu siguranță, adică asta ar trebui să fie o înțelegere între voi, astfel încât în momentul în care se ia legătura cu un părinte, mai ales că acum orice ar spune familia Balaciu, care dacă dorește să aibă un drept la replică, evident chiar este invitată și vă rog până la ora 6 să ne spuneți punctul de vedere. 8 lovituri cauzatoare de moarte, adică care pot cauza moartea, sunt 8 lovituri. Astea se văd pe fața Danei. Restul sunt sentimente, sunt crezuri că a greșit, cine a greșit, iar în momentul în care, sigur, în viața Danei se pot schimba lucruri, astea ar trebui cumva, dacă Daniel dorește să aibă o viață mai ușoară în viitor, să fie făcută cu pace, cu înțelegere, dar fără a stârni ură. Asta e părerea mea. Da, fata mi-a și zis în mașină, de asta vorbesc așa urât cu tine. Ea care nu vorbește urât niciodată. Niciodată copiii mei nu mi-a vorbit așa urât. Și am zis, ok, mami vine de la ședință și așa mai departe. După care, pentru că i-au spus fete că Daniel este la spital și nu este la închisoare, i-am arătat la Selin o secvență în care Daniel este legat cu cătușele la mâini și dus la poliție. Și am zis, mama te minte? Mama nu te minte niciodată. Daniel este la închisoare. El este la închisoare. Mama nu te minte. El a vrut să mă omoare pe mine, iar legea trebuie să-și facă treaba. Ce minte bunica este, stii problema ei. Ce mă bucur eu, că legea din România nu mă obligă pe mine ca mamă să-mi duc copiii la bunică. Nu obligă legea ca copiii să aibă parte cu bunicii.
Asta mă bucură foarte tare. Am spus la Senin Selin, mamă, când ai avea tu 18 ani, tu poți să te duci să cauți pe bunica, poți să faci ce vrei tu, pe vârsta ta, pe banii tăi, pe treaba ta. Dar atâta timp cât tu ești minoră și ei vor doar să spere creierul, mama nu o să te mai lase la ei niciodată. Da. Nu am cum. Sunt niște oameni de joasă speță pe care eu nu pot să îi agrez așa ceva. Mi-a promis, mi-a jurat că nu o să dea la telefon pe criminal cu ele și el să vorbească atât de urât cu Selin. Mi-a promis. Ei, nu s-a ținut de cuvânt. La revedere. Da, criminalul să-și facă fapta lui la penitenciar, iar eu în libertate cu fetițele să mă lupt pentru creșterea lor și să le ofer o educație extraordinară împreună cu Benny, pentru că după divorț, nu la mult timp mă voi recăsători. Bun, un singur lucru trebuie reținut din toată această poveste. Nimic nu este mai important. M-auzi, Cristian? Da, eu te aud. Și tu dacă m-auzi pe mine. Nimic nu este mai important în acest moment decât ca acești copii să crească într-un mediu cât mai ferit de asemenea momente care pot crea foarte multă confuzie. Și cred că asta poate să spună orice psiholog și orice specialist. Adică lucrurile astea trebuie făcute cu diplomație, cu într-un anume fel, astfel încât să nu creeze alte răni. Din acest motiv am ascultat-o și v-am relatat acest caz, pentru că el este o pledoarie pentru a avea grijă de un copil fără să existe o asemenea secvență care poate să însemne un abuz emoțional. Din acest punct de vedere, Dana, ce să zic, că ținem pumnii, dacă avem o reacție din partea cealaltă, o să te ținem la curent, pentru că, sigur că da, poate să existe și un punct de vedere din acea parte, dar, din acest punct de vedere, aveți grijă de copiii voștri ca să crească normal și nu-i supuneți unor momente care mai târziu s-ar putea să-i coste și să vă coste. Mulțumesc foarte mult, Dana, pentru această mărturisire. Mult curaj înainte pentru a-ți crește copiii într-un mediu cât mai normal. A fost Dana Roba alături de noi cu o exclusivitate. Repetăm, vom urmări în continuare cazul, vom vedea ceea ce spun toate părțile, așa cum sigur se cuvine, dar de copii trebuie să avem grijă, pentru că acolo e viitorul nostru. După o scurtă pauză de publicitate, vom fi alături de Maya Morgenstern și vom vedea prin ce stări emoționale teribile trece în acest moment când poporul ei de suflet se află în cea mai grea încercare a ultimului secol. Stați cu noi!